Studenții de la universitățile de stat, dar și cei de la cele private, acreditate sau autorizate, vor beneficia de gratuitate la transportul intern feroviar începând de la 1 februarie. Aceștia pot merge fără bani pe tot parcursul anului, beneficiind de gratuitate la tren la toate categoriile de trenuri clasa a doua. Pe lista schimbărilor importante care intră în vigoare începând cu 1 februarie se numără creșterea salariului minim, eliminarea a peste 100 de taxe fiscale și parafiscale, anularea plății contribuțiilor de sănătate pentru pensionari, dar și introducerea gratuității în transportul cu trenul pentru studenți.